inclusiv în numele celor care v-au ascultat. Vă mulțumesc și acum, după un an de zile, pentru tot ce ați făcut dumneavoastră în vederea articulării și ducerii la bun sfârșit a unui demers fără precedent în istoria noastră recentă. Acest referendum, cred că am apucat să mai spun și eu contextual, au spus-o și prietenii aici de față, a fost și un test, un test de luciditate, cum spunea domnul Gheorghiu, un test de moralitate publică, de civism chiar, și un test chiar al gradului nostru de încreștinare, cum spunea domnul Răzvan Codrescu mai devreme. Alături de noi a ajuns, și îl salut respectuos pe domnul dr. Pavel Chirilă, a ajuns un om care și-a pus viața în slujba slujirii celuilalt prin actul medical, îi datorăm întemeierea conceptului de medicină creștină, un om care a întemeiat 4 mănăstiri, țin să precizez lucrul acesta, Mănăstirea Cristiană, Nera, Dobri și Aiud, ultima având și un centru de martirologie, ceea ce indică din nou, apropo de intenția pe care trebuie să o cultivăm fiecare dintre noi, indică gradul de încreștinare al cuiva. Cineva care face astfel de acte în spațiul public, care se sacrifică, care se implică, care pur și simplu își lasă viața inundată de un tip de misiune care îl are la capătul ei mereu pe celălalt, merită întotdeauna reverența noastră. Apropo de referendum și testul pe care el l-a reprezentat în diverse registre, pe unele am încercat să le numesc, domnul Pavel Chirilă mărturisește în interviul din această carte că este clar un lucru, anume că noi ca popor trebuie să ne pregătim mai bine dintr-un punct de vedere pe care domnia sa nu se sfiește să-l numească duhovnicesc. Ceea ce este extraordinar. Pentru că, într-adevăr, gradul de înduhovnicire, fără să intrăm în zona monastică a termenului, gradul acesta de înduhovnicire trebuie să-l dobătim fiecare dintre noi, firește, după măsura proprie. Dar faptul că cineva cu experiența domniei sale și cu atenția rafinată a domniei sale în legătură cu ceilalți, faptul că a sesizat acest lucru, mi se pare extraordinar. Domnule Pavel Chirilă, ar trebui să vă continuați această foarte frumoasă idee. Aveți cuvânt. O să mă lăsați să vorbesc la un mic. Cel puțin. Chirețul Ico a fost un preot răvântor în timpul referendumului, care a adunat toți țăranii în sat. Le-a spus textual așa. Băi, nu homosexuali. S-au dus și au votat toți numai homosexuali. Este și acesta un test de îndrofunisire. Încredire. De ce nu înțelege poporul român mai repede? Că a avut 40 de ani. Mai puțin, 30 de ani. La dispoziție să înțeleagă. Nu înțelegem de ce. E aceeași întrebare care și-a pus-o și tatăl meu după 40 de ani de când a făcut pușcărie politică. Și am mărturisit că adevăratul șoc pentru el n-a fost nici arestarea și nici eliberarea de închisoare în anii 50 și ceva, ci în 89-90. Ce mai trebuie unui popor ca să înțeleagă?
Din această cauză nu mai sunt atât de dispus să lupt în viitor. De acest râu. Poate trebuie să facem și altceva. Mai iertați. Vă mulțumesc.